Tratativele pentru noul contract colectiv de muncă pe 2014 s-au împotmolit așa cum era de așteptat la capitolul creșteri salariale. Reprezentanții sindicatului siderurgistrul AMG, singurul mandatat să participe la negocieri, au avut ieri o nouă întâlnire la care au cerut o majorare de 15% a salariilor. Conducerea ArcelorMittal a propus însă liderilor de sindicat în locul majorării salariale acordarea unor bonusuri, unul de 2% din salariul anual pentru fiecare salariat, plătibil în luna februarie, precum și un bonus de 1% în iulie, dacă se va înregistra profit. Considerând că datorită creșterii calității produselor noastre, dar mai ales a înregistrării indicatorilor celor mai buni din anul 2013, la nivelul de când înființat combinatul, toate aceste lucruri ne fac să credem că sunt motive reale de creștere la salariul de bază, de îmbunătățirea condițiilor de muncă în care să ne asigure integritatea corporală și psihică și îmbunătățirea capitolului protecție socială. Noi ne menținem cererea noastră și anume creșterea salariului de bază cu 15%, salariul de sâmbătă și duminică de 50%, respectiv 100%, creșterea premiilor și salariul minim de la 1 ianuarie 2013 de 900 de lei și de la 1 iulie 2014 de 950. Termenul limită pentru finalizarea negocierilor este de 60 de zile cu posibilitatea de prelungire dacă ambele părți sunt de acord. Sindicaliștii spun că nu vor renunța până când nu vor obține o creștere salarială, având în vedere că indicatorii de performanță ai companiei în 2013 au fost cei mai buni din ultimii ani.